Salut! Astăzi voi face o postare, pentru că am făcut o pauză, n-am avut timp. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat de la... Aici nu-i cu porcul, trebuie să te duci la o fermă, în fin. Am fost la un abator și am luat burtă care am afumat data trecută. Uitați și prețul aici, scrie direct din abator cât este. Am dat 76 de euro și are 14 kg și ceva. Tot așa burtă, dar acum vreau să fac altfel. Nu vreau să-i mai scot, să-i dau șoricul jos. Șoricul ăsta nu este curlit, este direct de ei opărit, cum se face la abator, nu știu. Dar pentru a fumat este foarte bună, dar acum vreau să fac altfel. Am luat 3 bucăți de burtă, i-am zis lui ăla care vindea la vânzător să mi-a adus din spate. Uitați cum este șoricul pe ea și burta tot și mi-a adus-o mai groasă așa cu coastele sunt scoase tot. Uite, mai are păr pe el, pe burtă, uite. Dar pentru a fumat coasele scoase, ia uitați. Nu știu dacă se vede, dar se vede. Am luat 3 bucăți. Ia uitați. Cu carne așa. Burtă excelentă pentru a fumat. Coasele scoase. Așa. O să o pregătesc pentru a fumat, dar înainte vreau ca să, dacă nu-i mai, vreau să-i pârlesc șoricul, cum este ea. Așa. Și am făcut niște cârlige, am avut niște spițe de bicicletă, am și cumpărate, da, și astea sunt bune, că e... și o să o scot afară, o să... Așa frumos. Și adică-i cam... Înainte, trebuie să găuresc cu cuțitul. Fac o găurică mică, așa. E cam tare, ăștia nu pârlește ca noi, nu, ăștia e direct. Așa. Și o să scot afară, o să-i fac pe toate, după aia să vă arăt. Dar așa este foarte bună, pentru a fuma e tot mai bun. Așa, le pun pe toate. Deci cu asta are scoasă numai coastele, cum e așa, burta. Are scoasă numai coastele, zgârci mai are ce are, dar e foarte bun și la, dacă faci o fasole cu afumătură și cu zgârciul ăla, e tocmai bun. Deci nu știu dacă se vede, v-am arătat prețul. Este 5,25 kg, are 14 kg, 486, am dat 76,5 euro. Dacă te duci la să iei așa burtă, e tăiată fâșiuțe la de lez, unde duci, fâșiuțe, pune câte 4 bucățele fâșii așa cu tot cu șoric în casoletă și e 8-9-10 euro kg. Deci este mai avantajos.
cu 5 euro și ceva, că așa este în străinătate, dar cum am cumpărat-o, este foarte bună. Deci dacă te gospodărești, eu o afum, o să o tai după aia, o bag la saramură, o afum, dar acum n-am mai, prima oară îi dădeam cioricul jos, dar acum vreau să-l pârlesc, să văd cum iese, pentru că în altă filmare o să vă arăt cum fac eu din cioric de porc de ăsta proaspăt, fac gelatină, o pun și în răcitură, o pun, este foarte bună. Am acest arzător, îl am de vreo 2 ani, dar i-am tăiat furtuna aici pentru că eu bucata asta o scot și furtunul îl bag, am un arzător de la mare unde fierb pentru răcitură, oase, astea. Și acum o să-l pun aici, am și butelia adusă din garaj. L-am legat. Adică l-am înșurubat aici, dacă era tăiat, am băgat șurubul aici. E cumpărat, l-am de vreo 2 ani cumpărat. Am părlit odată un porc cu el. Și în rest a stat în garaj. Și acum să vedem cum facem cu burta de porc. Le-am atârnat aici unde am eu deasupra un panou solar. Nu știu dacă se vede. Am pus un fier și le-am atârnat aici toate trei bucățele. Aici mai am de data trecută o bucată de ceafă și de mușchi de la ce am afumat data trecută. Le-am ținut la saramură și acum sunt de vreo 3 zile afară la cer și vreau să fac mușchi țigănesc. Deci o să vă arăt acum cum pârlez burta și vedem cum iese. Am revenit, am scos și arzătorul afară. Am mai să vedem dacă se prinde, că e cu magnetul de astea. S-a prins. Vede? Acum vedem cum se face șoricul. Cumpărea de la șer. Thank you.
așa arată după ce le-am pârlit. Toate trei. Așa arată, le-am pârlit că decât puțin, că erau părite, încă e puțin, e moale șoricul. Acum o să-i dau cu puțină sare, așa, ca cum fac la porcul pârlit. Eu vreau să fac niște jumări, și ca să aibă gustul, că altfel dacă puneam cu șoric de ăsta așa, nu... N-are gustul bun ca ăla pârlit, cum ar veni. Acum o frec puțin cu sare, fiecare bucată. Chiar dacă nu e ca ăla aburit, spălat cu apă, care îl face acasă, dar străinătatea te învață ca să, dacă vrei să faci, ca să mănânci ceva acasă, mai bun, mai asta, mai gustos. Cât de cât, dacă faci, e bine și pentru tine ca persoană să faci ceva. Am pus sare și am pus și puțină folie să stea așa puțin, să nu se întărească tare, poate nu se întărește. Și vom vedea după aia la jumătate. Am avut și 6 urechi. Le-am dat cu arzătorul și pe ele, de se poate, ca să avem un gust așa, nu ca ăla din țară, dar măcar mirosul, cum este în țară, s-a umplut casa de miros, ca porcul ăla care îl faci, cum să zic eu, în țară, pârlit și, bine, nu-i ca ăla, dar miros măcar și gustul ne-l facem tot noi, cu dacă ne... forțăm puțin. Am pârlit și astea două picioare, le-am avut. Asta e pentru răcitură, când o fi. Totdeauna românul este inventiv, cu sacrificii, dar a supraviețuit și în vremuri grele. Că străinătatea nu-i ușoară. Deci asta a fost. O să vă arăt că când termin vreau să fac jumări din șoricul ăsta care e la burtă, cu grăsime. Și dacă doriți să vă abonați la canalul meu de YouTube, sunt lucruri interesante și puteți să vă faceți singuri o viață mai ușoară.